Oameni buni, să vă dea Dumnezeu sănătate, suntem din nou împreună pentru că din nou se întâmplă acum o ediție specială, o ediție dedicată unui anunț extrem de important și extrem de trecut la rubrica și altele de către presa română. Cu câteva zile în urmă, omul care a condus Agenția Națională de Meteorologie, unul dintre cei mai buni, între experții, cu adevărat experții ai României în domeniul meteo, domnul Ion Sandu, pe care îl știți, salut cu respect, domnule Sandu, președinte al Societății Naționale de Meteorologie, a făcut afirmația referitoare la vara anului 2017 următoare. Poate fi o vară catastrofală. L-am sunat pe domnul Sandu și l-am întrebat, domnule director, domnule președinte, vorbele noastre nu sunt așa ale fiștecui. Bă, totuși, situația este așa. Prognoza pentru vara 2017 este prognoza unui an care depășește anii trecuți ca nivel de alertă meteo la temperaturi ridicate. Și în secunda aia am zis, stai că nu e în regulă. Trebuie să vedem exact ce se va întâmpla la vară cu agricultura țării și mai ales cu starea de sănătate a românilor, pentru că știm ce s-a întâmplat în anii trecuți, amândoi anii trecuți, 2016 și 2015, fiind ani record în istoria măsurătorilor pe planetă. Repet, și 2015 și 2016 au fost ani cu temperaturi record, cu niveluri de temperatură record, în istoria măsurătorilor care se fac pe planetă de un secol și ceva. Și atunci am invitat doi oameni care în domeniile lor sunt de notorietate. Doamna profesor Monica Pop, vă mulțumesc foarte mult. Medic și cunoscător în ceea ce înseamnă impactul unor astfel de situații asupra organismului uman. Și vicepreședintele Asociației Fermierilor din România, domnul Ion Cioroianu, cu respect. Vă mulțumesc foarte mult că ne sunteți alături. Aveți posibilitatea să intrați în dialogul, să aveți și numerele afișate pe ecran. O să luăm mai puține telefoane astăzi, doar pentru că subiectul este de așa natură încât voi cei de acasă, doar dacă aveți întrebări punctuale, și mă gândesc că veți avea, mai ales îndreptate către doamna profesor Pop, pentru că, în primul rând, copiii, pe urmă bătrânii, pe urmă cei suferinți de inimă, cei cu astm, cei cu hipertensiune, sunt oameni pe care această emisiune îi vizează, pentru că veți primi informații direct legate de starea voastră de sănătate la vară. Ia spuneți-mi cât e de dramatic ce se preconizează pentru iulie și august 2017, domnule Sandu. Domnul Varvo, afirmația care am făcut-o atunci rămâne valabilă și acum. Prognozele pe termen lung, chiar dacă nu sunt atât de exacte ca și prognozele pe 3 zile, oferă o imagine despre ce se va întâmpla în următoarele luni. Și problema stă în felul următor. Ca și anul trecut, când s-a anunțat din timp că iulie, august, septembrie vor fi luni secetoase și cu temperaturi mai mari decât normele climatologice, și anul ăsta, la fel, prognozele din martie pentru această perioadă au arătat succesiv în fiecare lună alunecător, când au fost reînnoite, același lucru. În luna iulie, în special în partea de sud și sud-est a României, vor fi temperaturi medii de peste 24 de grade, ceea ce înseamnă mai mult cu 2 grade și ceva decât media multianuală. Și tradus înseamnă următorul lucru, înseamnă că pot fi două săptămâni cu temperaturi de peste 35-36 de grade, care pot, aceste temperaturi, să aibă implicații mari și asupra agriculturii și asupra sănătății oamenilor. Acum, meteorologii de regulă se feresc să spună la asemenea temperaturi asociate cu cantități mici de precipitații în aceste estimări, să spună dacă e secetă sau nu. Din următorul motiv. Dacă aceste cantități mici de precipitații vor veni într-o zi, atunci va fi catastrofal. Adică seceta va fi atât de dură încât nu mai rămâne nimic din culturile de primăvară. Dacă aceste cantități mici prognozate vor veni regulat la o săptămână câte 5-6 litri, nu va fi seceta atât de pronunțată, de dramatică. Prin urmare, acest lucru nu poate să-l precizeze nimeni în acest moment. Cum vor cădea acele precipitații, acea cantitate mică? Dar oricum, nivelul de precipitații redus și cantitatea de apă foarte mică. Și iulie, și august, și septembrie. Care sunt principalii factori
care au dus la, iată, al treilea an consecutiv, 2015 deja s-a consumat, 2016 la fel, ani record în istoria măsurătorilor meteo pe planetă ca nivel de temperatură pe glob. Care sunt principalii factori? Dar numai cei trei ani. Ultimii 20 de ani au fost caracterizați de creșterea temperaturii globale. În fiecare an a fost record? Globale. Cu o singură excepție, cred, o inversare undeva, dar în fiecare an, ultimii 20 de ani au fost cu temperaturi mai mari decât temperaturile medii globale. Ceea ce înseamnă că schimbările climatice nu rămâne o poveste, este o realitate care se traduce în modul de manifestare a climei, cu secete, cu fenomene meteo extreme violente și de o frecvență extraordinar de mare, și acesta este numai începutul, pentru că lucrurile vor fi din ce în ce mai dramatice. Și vă dau un exemplu și închid. Intrați pe site-ul Organizației Meteorologice Mondiale și veți vedea că se fac exerciții de buletine meteorologice de către serviciile meteorologice naționale a unor țări pentru anul 2050. Nu întâmplător se fac aceste simulări. Vor să arate și să spună oamenilor și autorităților: atenție, nu este de joacă cu schimbările climatice. Și când veți vedea pe site-ul Organizației Meteorologice Mondiale că acolo când vine prezentatorul și arată pentru Franța temperaturi de 45-50 de grade, ar trebui să ne apuce frica. Doamna Pop, vreau să vă spun că astăzi, documentând emisiunea și știind ce invitați de marcă și ce conesori am la această emisiune, am văzut dramaticul semnal de alarmă pe care l-a tras comisarul european pe probleme de mediu, adică ministrul Europei, ministrul al mediului european, spunând în contextul afirmațiilor domnului Sandu că țările membre UE, mai ales cele central și sudice, central europene și sudice din sudul continentului, trebuie să facă toate demersurile necesare pentru ca populația să fie ferită de efectele schimbărilor climatice și de efectele acestei veri 2017, care va fi extrem de dură. Deci, încă o dată, semnal de alarmă de la Bruxelles, ministrul mediului al Europei, comisarul european pe probleme de mediu, Dimas, cred că îl cheamă, a rugat toate guvernele țărilor membre să fie atente, mai ales cele vizate din centru și sudul continentului, să facă tot ce e nevoie ca populația să nu sufere. Va fi foarte greu. Foarte greu, pentru că numărul de îmbolnăviri este tot mai mare în România și cred că peste tot în lume este un proces de îmbolnăvire care nu cunoaște trecut din punctul ăsta de vedere. Deci n-am văzut atâția bolnavi cât în ultimii 2-3 ani niciodată. Cred că toți anii la un loc. Vreau să spun, apropo de discuția despre meteorologie, că deja sunt numai două anotimpuri, foarte clar. Nu mai sunt patru, așa cum știam noi. Din păcate, în momentul în care în martie încep cu temperaturi de 20 ceva de grade, deja nu mai e primăvară. Bineînțeles. Vreau să vă spun că, din punct de vedere medical, primăvara și toamna, sau cel puțin perioadele care ar fi trebuit să fie, în care ar trebui să fie aceste anotimpuri, sunt perioadele de recidivă a multor boli și a inflamațiilor mai ales. Deci oamenii trebuie să știe lucrul acesta și să se ferească sau să facă tot posibilul pentru a nu ajunge din nou în această situație. Care sunt situație? Maladiile cele mai targetate de acesta? Ulcerul, deci bolile, deci, bolile digestive, ulcerul, gastrite, ulcer. Toate, așa, bolile reumatice, poliartritele și așa mai departe, nu numai, deci bolile reumatice și, din păcate, bolile oftalmologice, care în primăvara sunt în număr tot mai mare, de multe ori se constituie în epidemii. N-am văzut niciodată, dar niciodată, ca în ultimul an, să zic așa, ceea ce oamenii din popor numesc ulcior. Deci se numește orjeles sau șalazion, știe toată lumea ce înseamnă, dar această patologie, care vara are o recrudescență extraordinară, și nu numai vara, este o infecție stafilococică, afectează și sugarii, deci am văzut cel mai mic copil care avea așa ceva, cred că avea 9 luni sau 10 luni. De la ce se trage treaba asta? E o infecție stafilococică și tocmai asta voiam să spun, că această patologie, care pare simplă, dar nu e totdeauna așa, pentru că nu e ușor de scăpat de ea, arată o imunitate foarte scăzută. Și aici discutăm exact despre ce voiați. Și anume, se înregistrează o
scădere a imunității întregii populații. Deci toată lumea e cu toată lumea. Sigur, marea majoritate sau foarte mulți, foarte, foarte mulți oameni de toate vârstele au imunitate foarte scăzută. Cum sau ce duce la această imunitate? În afară de boli, nu vorbim despre HIV sau despre hepatite sau despre anemii. Vorbim despre lucrurile... Factori de mediu. Factori de mediu și factori personali care duc la scăderea imunității. Sigur că și aceste variații de temperatură care duc la tot felul de patologii, când e cald, când e rece, când e umed, când e uscat, nu e normal, ci organismul omenesc nu e adaptat la așa ceva, el nu e obișnuit cu așa ceva, el e obișnuit în clima temperată să treacă prin anotimpuri și să-și ducă sănătatea așa cum ar trebui să desfășoare în mod normal. Nu se mai întâmplă așa. Și vă spun încă o dată că bolile acestea deja au o... Da, ne-ați surprins, cel puțin pe mine m-a surprins graf cu asta, cu bolile de ochi, mai ales și la copii cu ulciorul. Explicați-mi care e, am înțeles... Deci este o infecție stafilococică. Care este explicația că el are asemenea explozie în ultima perioadă? Voiam să spun și de câte ori am această ocazia asta, spun acest lucru. Încă o dată vă spun, imunitatea românilor este foarte joasă. Asta este una dintre demonstrații. Orice om care face așa ceva are imunitate proastă. Și vă spuneam de ce are imunitate proastă, în afară de boli, care, sigur, la pacienții care au bolile respective nu discutăm pentru că se știe, dar orice om care nu se hrănește cum trebuie, care nu mănâncă proteine cum trebuie, orice om care nu se odihnește cum trebuie, orice om care este foarte stresat, toți acești factori duc la scăderea imunității. Și vreau să repet un lucru pe care cred că l-am mai spus. În anul 6, când mi-am făcut boli infecțioase, un doctor infecționist mai în vârstă ne spunea așa: niciodată să nu ieșiți din casă fără să mâncați o proteină, cât de mică, o jumătate de ou, o bucățică de brânză, o bucățică de carne, ceva, pentru că atunci leucocitele sunt în circulație și nu o să luați nimic. Cei care l-am ascultat n-am pățit nimic, cei care nu au luat de acolo tot felul de boli, la stadiul de boli infecțioase, tot ce vreți, varicelă, oreon și așa mai departe. Deci, din acest punct de vedere, e un mijloc de protecție extrem de important ca oricine iese din casă, pentru că, să știți un lucru, atunci când este vară, când este foarte cald, se face o vasodilatație la toată lumea, bineînțeles că știm acest lucru, și bolile se iau mult mai ușor. Deci contaminarea e mult mai ușoară vara decât iarna sau decât în anotimpurile reci. Revin imediat la noastră. A fost prima intervenție a doamnei doctor. Hai să mergem la prima intervenție a reprezentantului agricultorilor. Ce spune domnul președinte Sandu, a generat cel puțin în ultimele 48 de ore, în ceea ce mă privește, un val de telefoane de la prieteni care știu că eu sunt un... sprijinitor, și noi B1 sprijinim agricultura, sprijinim fermierii români, sprijinim întreprinzătorii din domeniul agricol, dacă la vară lucrurile vor sta așa. Și vreau să îi fac domnului președinte o confidență, am verificat și în domeniul militar, adică colegilor militari, medici, meteorologii militari, au cam aceeași informație. Și credeți-mă că ești în domeniul ăsta, militarii sunt foarte, foarte buni în domeniul predicției meteo. Vara va fi o vară la limita catastrofei din punct de vedere al unor perioade de climă extrem de dură, adică temperaturi ridicate. Ce măsuri trebuie să ia guvernul? La ce vă așteptați? Ce discuții ați avut la nivelul Asociației Fermierilor? Sau dacă n-ați discutat deloc despre tema asta? Problema secetei este o problemă obișnuită la noi, care acționează în fiecare an. Dar eu cred, acum să nu se supere domnul președinte, că întotdeauna să zice timpul probabil. Niciodată nu se zice timpul exact. Așa e. Vremea. Bine. Așa că absolut corect. Sunt un... Doamne. Absolut corect. E o prognoză. E o prognoză. Sigur. Și prognozele nu sunt exacte. E pe perioade scurte se pot prognoza exact. Nici măcar pe scurte nu sunt exacte. Așa că eu nu mă sperii. Am destulă credință și zic că Dumnezeu își face datoria și nu ne va da asemenea catastrofe. Acum, seceta, care v-am zis eu, este dăunătorul principal în realizarea producțiilor vegetale pentru agricultură, este și datorită cel mai mult al oamenilor care, că vedeți, emisiile de CO2, după aia defrișările, folosirea nerațională a îngrășămintelor, folosirea nerațională a apei, duc la această secetă. Bătrânii noștri latini spuneau așa: Sibit pace parabelum. Dacă vrei să nu ai război, da? Dacă vrei să ai pace, pregătește-te de război.
Eu nu știu dacă domnul Sandu are dreptate sau dacă... Nu, nu-l contrazic în sensul că e frumos, e frumos să pleci de la premisa și liniștitoare într-un fel. Domnule, e totuși timp probabil, nu e timpul sigur. Dar, repet, dacă lucrurile vor sta așa cum le predicționează dânsii, agricultura României va fi într-un moment iarăși de șoc major în iulie și august, cum a mai fost în alți ani, și tot cu chiloții în vin o să vă prindă, părerea mea. Și eu am văzut că guvernele succesive, că au fost de dreapta, liberale, că au fost de stânga, pesediste, că au fost tehnocrații, a fost o bătaie de joc la adresa agricultorilor absolut cumplită. Dar poate greșesc eu. Agricultura este materia primă de campanie electorală. O știm foarte bine. Toate guvernele promit în campanie electorală că vor sprijini agricultura. Agricultura e a doua siguranță națională după armată, da? E, după ce se câștigă alegerile, cei care guvernează o lasă la coadă. Uite, această agricultură, care, spre deosebire de alte activități, e sub cerul liber. Așa că uitați, Biblia PSD-ului, că așa se scrie programul de guvernare, prevede ca până la sfârșitul acestui mandat al lor de 4 ani vor reuși să irige 2 milioane de hectare. Vă dați seama, este enorm, enorm de mult. Pot să vă pun o întrebare? Ceaușescu n-a irigat mai mult de 3 milioane. Nu, dar eu sunt convins că PSD-ul nu minte. Sunt convins că va iriga PSD-ul 2 milioane de hectare. Pot să vă întreb, de când a început guvernarea PSD, câte hectare au fost irigate? Păi nu s-au irigat decât legumele, că cultura mare prea puțin. Irigații au fost făcute, sisteme de irigații, și nu știu eu, credeți-mă că nici un kilometru pătrat, nici un hectar nu a fost făcut sistem de irigații în România de la preluarea mandatului de către guvernarea PSD până azi. Dar poate știu eu greșit. Nu, au reabilitat, au început reabilitarea la stații de pompare, la infrastructură principală, infrastructură secundară, nu pot să spun, dar de irigat nu s-a irigat până acum. Am decât înțeles. Legumele s-au irigat, la cultura mare de acum, înainte, de abia răsărit porumbul în stadiul de 5-7. De frunze, soia e în curs de răsărit. Astăzi vorbeam cu Adrian Rădulescu, o să-l avem pe telefon în partea a doua emisiunii, pe cel care a fost ministru adjunct la agricultură și care este și el fermier și conesor adevărat. E președintele Asociației Fermierilor. E președintele Asociației Fermierilor. Știți unde se află el acum? La Fundulea. La Fundulea pentru? Această temă, schimbări climatice. Este o mare reuniune internațională la Fundulea pe tema schimbărilor climatice și efectelor în agricultură. Și eu merg mâine la Constanța tot. Foarte bine, tema. Europa fierbe la capitolul ăsta, domnul vicepreședinte. Deci, povestea, eu nu vreau să ia nimeni la matineu, la presă de matineu ce a spus Ion Sandu, pentru că Ion Sandu n-a vorbit nici politic, nici PSD-ist, nici liberal. Nu. A spus, bă, fraților, noi meteorologii care cu adevărat știm societatea națională și știm și avem date și avem cunoaștere, vă spunem că la vară e posibil să fie o vară catastrofală și cu recorduri de temperatură mai mari ca anul trecut. Vă aduceți aminte vara de anul trecut, domnul Ciurea? Știu cum. Cum a trecut vara de anul trecut? Anul trecut așa? A fost un an atipic. Ploioasă primăvara, secetoasă vara, ploioasă toamna. Ne-a terminat. Nu puteam să semănăm în primăvară, apoi ce am semănat în primăvară a fost afectat de seceta excesivă din vară. A ras porumbul. Bravo. Ce măsuri ați luat, domnule, în ultimele 365 de zile? Că vine iar. Iar vine perioada de anul trecut. Asta vă spune Ion Sandu. Băi oameni buni, băi agricultorilor, băi medicilor, atenție, vara de anul trecut a fost un pic mai bună decât ce o să fie la vară. Știți cum cădeau anul trecut? Că doamna Pop știe. Era spitalul de ochi plin și luptau, minunatul ei colectiv lupta să-i salveze pe oameni, ca de fapt toți managerii de spital din București și din toate spitalele din România. De ce? Cădeau ca muștele oamenii. Fie că erau hipertensivi, fie că erau astmatici, fie că veneau cu ochii umflați. E așa sau nu, doamna Pop? Da. Ați avut o vară cumplită anul trecut? E, vara asta e mai rea. Acum să vă spun, sunt metode de a atenua efectul secetei. Vă rog să le spuneți. Da. Unu, irigația, care e principală. Perfect. E clar. Avem un sistem de irigație impecabil în România, deci o să fie ok. Mai mult de 200.000 în momentul ăsta nu se poate iriga de hectare. Da? Ce înseamnă 200.000 la totalul pământului din țară? Păi ce înseamnă? Nimic. Așa, un picătură. Nici 10%. Nici 10%. Păi noi avem vreo 9 milioane de arabili, 14. Guvernul cu care sunteți în legătură a luat, v-a spus ce măsuri va lua dacă, Doamne ferește, recolta pe pământ să alege praful de ea din cauza secetei, ce măsuri de despăgubire va lua pentru voi, pentru fermieri? Poftim? Nu. N-aud. Nu, nu, am înțeles. Două precizări. Unu, mesajul care trebuie transmis într-o asemenea emisiune e următorul. Culturile de toamnă nu vor avea probleme, adică grâu, pentru că a plouat bine. A plouat bine în mai, va ploua un pic și în iunie, e în regulă. Ce vor să spună meteorologii este următorul lucru și domnul Barbu a sesizat corect.
Nu intrăm în discuție, sunt bune sau nu sunt bune. Noi spunem următorul lucru. Fraților, aveți grijă că în iulie anul ăsta va fi mult mai rău decât în anul trecut. În august și septembrie la fel. A doua precizare care o fac, așa am început. Eu nu spun că va fi secetă, pentru că nimeni nu știe cât de grea e seceta, că nimeni nu știe cum vor fi distribuite precipitațiile din interiorul lunii. Dar spunem următorul lucru. Temperatura va fi mai mare decât temperatura medie de anul trecut și maximele și tot, și cantitățile de precipitații în aceste trei luni vor fi mult mai mici decât anul trecut. Consecințele le vom vedea, dar nu pot fi decât catastrofale. Și a treia chestiune care și mă opresc e următoarea. Din câte știu, deci încă o dată eu chiar n-am făcut niciodată politică, dar am fost în contact cu oamenii care fac acum politica și am auzit că s-au făcut promisiuni și cu, cum să spun, cu siguranța că vor fi canalele de irigații pline de apă. Dom'le, e un pas mare dacă da, realizează. Deci dacă umplă guvernul care este acum, umple canalele de irigații, care sunt cu apă, păi agricultorii n-au decât să-și bage o pompă și să-și ude culturile. Pot să vă deranjez cu o întrebare, deci domnul director? Sincer, când ați fost ultima oară pe o tablă în România? Sincer. Trec foarte des. Să vă spun ce se întâmplă. Eu am fost 48 de ore în urmă. Dintr-un interes personal am fost pe un câmp unde se face cultură mare. Și unde a fost canal de irigații. Acilișa, lângă Clejan. Așa. Știți ce e canalul acum? O uriașă vale plină de bălării, fără taluzări. Taluzările sunt acasă la oameni, pentru că un nemernic, și mi-asum, numit Petre Roman, a spus, luați-vă CAP-urile că sunt ale voastre, iar noi, într-o irresponsabilitate totală, ne-am dus și am luat țevile și am făcut pătule. Greșesc, domnul? Nu. Poftim? Nu. Spuneți-i taluzările făcute de Ceaușescu, alea cu beton, le-au luat și dalele și le-au pus și au pavat curțile oamenii, că erau CAP-urile lor. Acum sistemul de care vorbim dumneavoastră de canale de irigații, în proporție, cred eu, de 60, 70-80%, este o paragină în care nu poți băga nimic. Pentru că el nu mai există. Domnul Barcu, dar sunt marele proiect, marele proiect, canalul de la Siret, proiect strategic militar și agricol, a fost lăsat în paragină. Okay. Iar Ceaușescu l-a gândit pe vremea noastră perfect. Era și militar și strategic agricol. De acord. Dar eu spun următorul lucru. Acele canale care sunt funcționale, nu sunt în paragină, dacă le umple cu apă, să dea Dumnezeu măcar palea. Și următoarea chestiune în legătură cu ce ar trebui să facă fermierii, și în primul rând fermierii și nu guvernele. Dom'le, dacă e un fermier care are 200 de hectare și nu înțelege că pe direcția dominantă a vântului trebuie să-și facă o perdea de protecție, în anii viitori va fi catastrofal. Mergeți în Cadilater și vedeți ce culturi fac bulgarii cu perdelele de protecție făcute de România pe vremuri. Domnul președinte, pot să intervin? Asta e problema. Eu am participat în această primăvară la înființarea de perdele forestiere ale Academiei Române. Academia Română a început un proiect de înființare perdele forestiere pe terenul lui în Bărăgan, a început la Bucu, în județul Ialomiței, lângă Slobozia, și la Grădiștea. Academia, și rețineți, prin fonduri proprii, nu a vrut fonduri europene nimic. Academia e proprietară la în jur de vreo 10.000 de hectare terenuri agricole. Aceste perdele, cum a spus dumneavoastră, că de-aia voiam să-i spun domnul Barbu, cu o măsură de atenuare a secetei, este înființarea de perdele forestiere. Ce rol au ele? Ele, exact cum a spus dumneavoastră, se pun perpendicular pe vântul dominant. Cum bate vântul în sud cam est-vest, că știți cum se zice în Bărăgan, vântul bate două ori pe an, 6 luni de la est la vest și 6 luni de la vest la est. Aceste perdele atenuează vântul, creează microclimat, ajută la depozitarea zepezei pe timp de iarnă, știți bine că în Bărăgan e spulberat. Creează acel microclimat care face foarte bine plantelor. Chiar Albu Gheorghe, care a fost secretar de stat la agricultură, care
lucrează 7.000 de hectare în Dobrogea, la Cobadin și la Vișoara, a înființat perdele de forestiere și a spus că a mărit producția cu 30%. Constat că am făcut emisiunea asta absolut degeaba. Domnul Cioreanu este atât de liniștit și atât de... Bă, eu mă bucur. A spus se poate atenua. În prostia mea am crezut că vara asta ne așteaptă lucruri grele. Și zic, hai să vedem dacă agricultorii sunt ajutați, sunt ok, dacă acest guvern sau oricare guvernare face ceva, dacă e bine, ca să nu fie rău, dacă se fac perdele. Dumneavoastră ați văzut care e rata de despăduriri a României? Ați văzut care este efectul ăstora cu drujbele care au nenorocit România și cu gaterele și cu austriecii și cu dragi cocoșați care au luat pădurile și le-au dus? Efectul, unul dintre ele, este ce va fi la vară. Seceta de la vară este și grație despădurilor absolut animalice cărora le-a căzut pradă țara asta, domnul vicepreședinte. Și guvernele succesive, că a fost liberal, PSD sau tehnocrat, i-a durut în cot, ca să nu zic în altă parte, de jaful național. Asta una. Al doilea, deșertificarea României este un proces la care asistăm. Eu am crezut că așa veți veni, vă rupeți cămașa, nu eu trebuie să-mi o rup. Domnul Bar. Eu n-am niciun metru de pământ. Domnul Bar. Eu cresc câini, am 4 căței. Nu cresc vaci, nu cresc porci. Câinii mei și cu secetă și fără secetă le-i dau un bli de apă. Domnul Barbu, dumneavoastră a zis că ați fost pe teren, da? Da. Rețineți, am fost la Dăbuleni, da, unde sunt soluri nisipoase, da? Da. Am fost la Grădiștea, unde e teren smult de lunga Dunării și sunt terenuri nisipoase. Am fost la Borcea, are Academia acolo, la Borcea, așa, unde sunt terenuri nisipoase. Rețineți, încă o dată ce vă spun, aceste terenuri și majoritatea, cel puțin în Bărăgan și în Sud, sunt lucrate de fermieri mari și foarte performanți și care, rețineți aici, fac totul să atenueze acest efect de deșertificare. Bravo. Care spuneți dumneavoastră. Okay. Foarte mult. Puteți să vedeți. Bine. De ce? Efectul de deșertificare, vedeți, să lăsăm perdele. Că, într-adevăr, cum a spus domnul președinte, guvernul, deși o măsură 8-1 pe fonduri europene, pe PNDR, de înființare perdele, e inaccesibilă. S-a rugat cineva de la APIA și mi-a zis, domnule, intervine că dacă în 12 ani, cât ține perioada de îngrijire acestui perdele, dacă vine un, să nu zic cine vine, și stai 100 de metri pătrați dintr-un hectar, zice, dai banii înapoi că n-ai avut grijă. Luăm un pic de publicitate. Majoritatea semnalelor care ne revin, care vin în regie și la mine pe telefon, foarte multe SMS-uri, se îndreaptă către doamna Monica Pop și e firesc, că pentru că oamenii sunt extrem, extrem de interesați de ce a spus domnul Sandu și de mai ales, întrebările sunt așa, să ne spună doamna doctor ce trebuie să facem. Suntem bătrâni, ce trebuie să facem în momentul în care ne lovim de canicula care va să vie? După 2-3 minute de publicitate revenim. Ne-am întors, oameni buni, în transmisie directă alături de Ion Cioreanu, vicepreședintele Asociației Fermierilor, de doamna profesor Monica Pop și de președintele Societății Române de Meteorologie, domnul Ion Sandu. Doamna Pop, foarte mulți oameni vă întreabă, foarte mulți oameni în vârstă, ce anume să facă, sărăcuții sunt foarte, foarte îngrijorați, dacă vara va fi, spun oamenii, la fel ca aia de anul trecut sau mai rea, e belea mare. În primul rând, să vorbim din punct de vedere oftalmologic și pe urmă restul. Vreau să știe toată lumea că cel mai bun și unul dintre puținele mijloace corecte de dezinfecție a suprafeței oculare este apa rece de la robinet și săpun. Apă rece, nu caldă, nu fiartă, nu ceaiuri, nu nimic. Deci apă rece și săpun. Și asta ar trebui să fie o metodă de folosit în fiecare zi și mai ales vara când e căldura așa de mare. Deci apă rece și săpun de la robinet, pentru că ochiul trebuie să-și facă și imunitatea lui, să știe să se păzească. Sunt foarte mulți oameni cardiaci, sunt foarte mulți hipertensivi, acolo avem asmatici. Puțin altă problemă. În principiu, căldura, făcând vasodilatația, ar trebui să nu fie defavorabilă, dar nu când e foarte mare. Pentru că atunci e foarte consumptivă, omul transpiră foarte tare, pleacă o droaie de elemente și de săruri și, sigur, e bine ca oamenii cu asemenea patologie să nu iasă din casă în perioada de căldură maximă, deci între 12 și 4, cam așa, să stea în casă. Nu mai vorbim de radiațiile solare, care știm foarte bine și dacă o să vorbiți cu un dermatolog, o să vedeți cât de mult sau cât de mulți pacienți cu cancere de piele sunt în ultima perioadă din aceleași motive și, din păcate, despre pericolul solarilor.
Asta este altceva și... Aia altă discuție, aia e o crimă. Aia e o crimă. Este, dar din păcate sunt foarte multe femei și chiar tinere care se duc și care nu știu. Ar trebui, după părerea mea, să nu meargă niciodată sau în orice caz să facă un consult trebuie foarte serios. Trebuie să-și pregătească din timp bătrânii și părinții care au copii mici pentru vara, pentru iulie și august, să-și pregătească un regim alimentar, să pună ceva deoparte, să facă o dietă specială e pentru perioada. E foarte bună întrebarea și, în general, în timpul căldurilor mari, dieta trebuie să fie ușoară. Deci nu încărcată, fără carne puțină, grăsimi puține, să se bazeze pe salate, legume și fructe. Știe toată lumea lucrurile astea și dacă s-ar și așa și încă ceva, dulciuri cât mai puține. Dulciuri cât mai puține. Zahăr deloc, și dulciuri foarte puține. Vă spuneam în emisiunea în care am fost data trecută și ați fost extrem de uimit atunci, n-are legătură cu emisiunea de astăzi, dar prefer să repet, din păcate, celula hidratul de carbon, deci dulciurile sau celula dulce, ca să spunem așa, hrănește celula canceroasă. Deci, încă o dată, este extrem de mare pericolul pentru cei care mănâncă foarte mult dulce și care au gena bolile astea nici nu mai discutăm. Deci, în principiu, trebuie să aibă glicemie în limite normale și să nu mănânce dulce. Iar vara, când e atât de cald, dulcele trebuie într-o oarecare măsură, nu exclus de tot, dar foarte, foarte, foarte ponderat. Pe urmă, sfatul meu este ca orice fel de patologie trebuie tratată de medic și nu mers la farmacie să întrebe ce să ia pentru nu știu ce, și pentru că ne lovim foarte tare în toate specialitățile de lucrul ăsta. Farmaciștii, îmi pare foarte rău, nu putem trăi fără ei, fără doar și poate, dar unii dintre ei își permit să dea sfaturi medicale care de multe ori sunt catastrofice, la fel de catastrofice ca și seceta. Deci e inadmisibil așa ceva, vă spun foarte serios, sigur, o metaforă. Majoritatea românilor se duc la farmacie și spun dați-mi și mie ceva pentru. Și începe și îi spune ce simptomatic are. Deci este o mare, mare, mare greșeală, pentru că cel puțin în sfera oftalmologică, dar nu numai. Eu am văzut, de exemplu, în afara sferei oftalmologice, pacient care s-a dus la farmacie care avea ulcer și spunea că îl doare stomacul și a dat aspirină. Este o nenorocire, deci nu e voie. Asta e o gafă monumentală, dar sunt destule care sunt așa. Deci nu e voie de așa ceva niciodată. Cristina, ești în direct, bună seara, primul telefon. Alo? Iuliana. Bună, Cristina, te ascult. Alo? Bună seara, domnul Tudor Barbu. Bună seara, doamnă. De la salari suntem. Așa. Opriți sonorul. Am anemie. Ați oprit sonorul televizorului? Da. Acum vă ascult, aveți anemie, așa. Care e problema pe care vreți să o discutați? Am avut 20 de ani o pareză facială, dar înainte de anemia am făcut o emoragie de sânge și după aceea am făcut anemie. Și care e baiul? Și cum să mă păstrez pe timpul căldurilor, că mă doare capul tot timpul? Păi n-are nicio legătură cu căldura. Ce tensiune arterială aveți? Am medicamente care le folosesc am și am tăpot la Cluj, la spital. Bine, în principiu ar trebui să nu stați într-o căldură foarte mare, deci dacă aveți posibilitatea să aveți aer condiționat sau să stați, depinde unde stați, dacă stați într-o casă sau într-o curte, să stați afară atunci când este... Da. Foarte bine, deci aia e un lucru foarte bun. Să nu stați în căldură foarte mare și niciodată să nu vă bată soarele în cap. Mulțumesc foarte mult, Lucica, sărut mâna aici în direct. Alo? Da? Bună seara, doamna doctor. Bună seara. Bună seara. Doamna doctor, mă numesc Ionescu Lucica și sunt din Bârlad. Vă rog. Am fost operat în 2015 de cancer la vezica urinară. Pe 20 februarie, pe 4 martie, am fost operată de cancer la colon. Și care e întrebarea? Ce legătură are cu subiectul emisiunii de azi? Iertați-mă că vă întreb. Care e întrebarea? Vreau să ajung și eu la dumneavoastră, doamna doctor. Bine. Vreau să mă programați și pe mine. Bine. La dumneavoastră. Mersi mult de tot. Mersi mult. Am spus, emisiunea nu are ca scop nici consultul în direct, nici sfaturi medicale în direct, sunt alte emisiuni și alte metode. Emisiunea are un subiect, are o temă, are niște invitații. Dacă vreți să vorbim pe tema propusă de mine,
vă stăm la dispoziție. Este singura emisiune, este singura televiziune. Dacă sunați ca să facem un consult medical în direct, nu e în regulă. Pentru că așa, voi sunteți 18 milioane, doamna doctor e singură, nu putem face 18 milioane de consulturi în direct nici cu domnul Sandu și nici cu domnul Cioreanu. Domnul Sandu, vă întreabă lumea, iarăși am primit un mesaj la telefon, dacă poate ca ceea ce se întâmplă în ultimii ani și ați făcut vorbire, aceste creșteri spectaculoase, aceste efecte meteo absolut spectaculoase, pot fi urmare a unui atac militar gen HARP, dacă este o armă meteo? Pare ușor aiurea întrebarea, dar eu cred că nu e. Ok. Am mai spus asta acum o lună de zile. Nu insist pe acest lucru, dar trebuie menționat următorul lucru. Serviciul Meteorologic Național al unei țări poate vedea imediat dacă ar exista un atac, un război meteorologic. Pe bune? Cum? Imediat. Cum? Ăsta e motivul pentru care la vremea respectivă am spus nu privatizați ANM-ul. V-ați luptat din răz puteri ca ANM-ul, știți că au vrut să-l privatizeze, doamna Pop. Au vrut să-l privatizeze, da, vorbesc serios. A fost unul dintre vârfurile de lance care au luptat, eu știu că stăteam pe telefon cu domnul Sandu, să nu se privatizeze ANM-ul, pentru că este unitate strategică a țării. Acum explicați de ce. Este în Parlament inițiativă legislativă, va trece la excepții pentru că foarte mulți s-au lămurit că serviciul meteorologic al unei țări, chiar dacă venim și spunem ați făcut prognoză proastă azi, nu asta e problema. Problema e, dacă nu mai ai serviciul meteorologic al propriei țări, poți să ai război meteorologic. Ce înseamnă război meteorologic? Înseamnă, și cum vede serviciul meteorologic? Rulezi un model atmosferic în propria țară și îți dă o prognoză de 80 de litri pe metru pătrat pentru mâine sau pentru poimâine. Și te pomenești cu 200. În acel moment pui mâna pe telefon și informezi autoritățile război meteorologic. Nu a existat în România așa ceva. Atâta timp cât există Serviciul Meteorologic Național, chiar dacă prognozele astea au un grad de eroare, asta e rolul. Din experiența, m-ați surprins plăcut, intrați într-un subiect foarte delicat pe care mulți îl evită. Din experiența pe care ați avut-o și ca șef al ANM-ului, dar pe care o aveți acum ca președinte al Societății Naționale Meteo, România a fost ținta vreunui atac meteo în ultimii ani? Să clarificăm lucrurile. Țintă în sens de război meteorologic nu a fost niciodată. Că există efecte locale, ca urmare a acțiunii țărilor vecine cu stimularea precipitațiilor, dar locale și de foarte mică importanță, în sensul că dacă prognozezi 80 de litri și ai 85, poate veni eroarea și de acolo, dar asta nu înseamnă război meteorologic. Sigur, e diferență mică. E diferență mică. Eu spun altceva, dacă nu mai ai serviciu meteorologic, nu mai știi dacă la o prognoză de 80 de litri, 100 de litri, ai 200-300 de litri. Domnule, care sunt, domnule Sandu, principalele arme folosite de o țară împotriva unei alte țări într-un război meteo? Este științific încă sub formă de cercetare. Dacă îl aduceți pe domnul general Străinu, vă explică o oră întreagă. Sunt multe metode de a interveni în atmosferă. Sunt programe monitorizate de Organizația Meteorologică Mondială, dar sub formă de cercetare, de stimulare a precipitațiilor. Dar, repet... Evitați să-mi răspundeți sau sunteți un elegant sau sunteți un temător? Toate, nu, la un loc. Nu. Bravo, Monica, toate la un loc. Există metode de la folosirea iodurii de argint în exces, până la programul HARP de care spuneați, care pot influența regimul precipitațiilor. România în stadiu de dezvoltare a sistemului de apărare poate face față unui atac meteorologic din partea unei țări vecine și atenție. Nu așa se pune problema. Da, cum? Deci nu poți să te aperi. Nu? Nu. Ăsta e motivul pentru care există reguli internaționale și sunt servicii meteorologice naționale. Ei nu pot să acționeze asupra unei țări dacă are serviciu meteorologic național, că sunt convenții internaționale.
Singurul mod de a acționa asupra țării e să-i vină lui unul o trăznaie ca în România să privatizeze ANM-ul, să-și facă prognoza în altă țară. Și dacă România constată că e atacată meteorologic... Păi nu constată. Dacă nu mai ai serviciu, nu mai constată. Nu, îl are și constată. Nu se poate. Nu ai cum să te aperi. Repet întrebarea. Nu ai cum să te aperi. Adică o țară care deține tehnologie de atac meteorologic împotriva României... Odată trimis în atmosferă asupra unui sistem noros niște substanțe, nu mai ai cum să le oprești. Își vor face efectul. Și nici nu știi când apar. Ba știi dacă ai serviciu meteorologic, asta încerc păi să spun. Păi dacă ai, asta spunem, dar dacă nu... Și problema s-a tranșat, dar nu este tema emisiunii. O facem dacă se reia problema privatizării. Adică dumneavoastră le spuneți guvernanților așa, bă, atenție, dacă vă apucați iar să vreți să privatizați, vin la barbă și vă spun, le spun adevărul exact. Oamenilor? Exact. Și vă spun și motivele pentru care vor să-l privatizeze. Dar nu e cazul acum. E cumva baza de date ANM și hărțile pe și care le... Și baza și multe altele, dar nu le discutăm acum pentru că, repet... Nu vă dați seama ce ești? Știți cum e... Doamna e... Pop, da, sunteți, o româncă, și... sunteți o româncă adevărată, da? Nu vreau să vă dați seama la emisiunea asta ce spune domnul Sandu, de fapt eu ce nu seama, vrea să spună. Eu dau seama spus, foarte bine. Am spus și repet. Sigur. Am spus, repet. Nu trebuie privatizat serviciul meteorologic al României și actuala majoritate a inițiat o... proiect de lege și va trece în Parlament. Revenim imediat la domnul Sandu, avem un telefon în direct, bună seara, nu vă las domnul președinte. Salut, Florin, da. Așa, cum? George, ești în direct. Da, seara mâna doamnei. Bună seara. Doctor Monica Pop, un doctor deosebit. Întrebare, dulce înseamnă și cireșe, pepeni, adică fructe? Foarte bine ați întrebat. Și ele au fructoză și trebuie consumate, dar nu în cantitate mare niciodată. Doi, pentru domnul director de la ANM. Sigur că dânsul nu se poate să spună în direct despre războiul meteorologic, dar noi vedem că s-au schimbat curenții de aer, de circulația curenților de aer în lume, s-au schimbat și noi ne trezim cu aer saharian în România și numai în România, în Europa. Cred că este greu de explicat altfel decât prin intervenția omului sau poate că nu e greu de explicat că s-a întâmplat ceva în univers sau în atmosfera Pământului. Mulțumesc pentru întrebare. Da, e corectă remarca. Bun. Foarte multe zone de aer saharian în Europa... S-au schimbat pentru că acestea sunt schimbările climatice. Dar astea nu sunt produse de războaie meteorologice, să ne înțelegem. Deci toate schimbările care s-au produs, precipitații de 100 de litri în 2 ore, cantități enorme de precipitații în câteva ore, care nu au fost înainte, erau ploi așezate, nu sunt datorate războiilor meteorologice. Ăsta e modul de manifestare a schimbărilor climatice. Deci să nu amestecăm lucrurile... Bine, acum vă pun întrebarea pe care v-ar pune orice om care se uită la emisiunea asta și are mai mult de 2 neuroni. Care sunt efectele unui atac meteorologic asupra unei țări? Adică cum îl separi de schimbări climatice? Simplu. Oh, repet, dar poate un pic mai detaliat. În România acum se rulează 2-3 modele atmosferice. Rulat model atmosferic înseamnă începe calculatorul să facă calcule astăzi la ora 12 până la noapte la 12 și îmi dă o prognoză pentru zilele mâine, poimine pe 72 de ore și meteorologul analizează ieșirile modelelor și vede că în România în zonele respective sunt cantități de 25, 30, 50, 100 de litri. Dacă mâine sau poimine apar cantități aberante care nu au legătură cu ieșirile modelelor, e război meteorologic. Este simplu. Îl vezi războiul meteorologic pentru că cantități uriașe de precipitații le vede modelul care îl rulezi în propria țară. La noastră, la Asociația Fermilor, a discutat toată subiectul acesta și ați ajuns la vreo concluzie, adică România e protejată, nu e protejată din punct de vedere climatic și meteorologic, adică subiectul ăsta care pare... Vedeți, e foarte interesant subiectul, spus de domnul președinte, aud prima dată de război meteorologic și eu sunt surprins. Mai degrabă, cred că e o dezinformare a unei agenții de meteorologie care spune că vor fi 25 de mililitri și dau 200 de mililitri. Nu, încă o dată. Păi n-a spus că există. Spun următorul lucru. Da. Dacă diferențele între prognoză
și realitate este inimaginabilă, atunci e clar e război meteorologic, pentru că modelul ar fi prins-o. Deci dacă modelul dă o valoare de 100 de litri pe metru pătrat, sau 200 și de avem 300? Și-a dat-o, nu, și-a dat această prognoză, nu e război. Sigur, e corect. Ce voiam să vă întreb? Dacă eu agricultor... Are logică ce spun. Da. Okay. Dacă nu e agricultor, da? Prognoza spune, vor fi ploi fără grindină, ploi fără inundație și vor veni și grindina și inundație. Păi nu spune nimeni așa ceva, că nu este științific posibil să spui că într-o ploaie nu poate fi grindină. Nu se poate. Dar programul antigrindină care a început în România e un program care se va extinde la nivel național și are efecte. Adică eu am discutat cu oameni din teritoriu, cu directorii ANM-ului din teritoriu, care au urmărit acțiunea activității antigrindină și au văzut efectele. Zonele protejate nu a căzut grindină și în zonele neprotejate au căzut grindină. Înainte de pauza publicitară, domnule președinte, e România pregătită pentru schimbările climatice care sunt deja în derulare? România și populația și autoritățile trebuie să învețe de la emisiuni de genul ăsta, că eu de 10 ani cel puțin, numai eu spun, atenție, va fi dezastru. Va fi din ce în ce mai greu în fiecare an, pregătiți-vă. La inundații, curățați-vă pârâurile, nu face nimeni chestiunea asta, este un dezastru din punct. Nu înțelege nimeni nimic. Și nu iau măsuri. De ce, domnul Sam? Domnul, oamenii au pârâuri prin spatele caselor și aruncă gunoi acolo și vine apa și ia gardul și casa. Nu pricepeți că nu se face nimic. De ce nu se face? Adică, ce înseamnă să faci? Sunt două lucruri. Odată la nivel local, când trebuie să te protejezi singur, și odată la nivel național, când trebuie să iei un program. Trebuie să iei program de indiguire și așa. Întrebare pentru doamna Pop, cu răspuns după 2-3 minute de publicitate. Sistemul medical din România, doamna Pop, este pregătit pentru efectele schimbărilor climatice? Spitalele din România, policlinice și medicii sunt pregătiți toți? Revenim cu răspunsul doamnei profesor Pop după publicitate. Da, ne-am întors, oameni buni, în transmisie directă. Telefoanele sunt deschise, vă stau la dispoziție. Deja sunt ocupate, oamenii sunt pe fir, așteaptă din pauza publicitară. Răspunsul doamnei profesor Monica Pop la întrebarea dacă sistemul medical din România, că e policlinică, că e spital, că e medic de familie, că e medic de comunal de țară, suntem pregătiți pentru ce se întâmplă cu clima și mai ales cu efectele unor astfel de veri, cum au fost în 2015-2016 și mai ales cum va fi la vară. Din multe puncte de vedere nu suntem pregătiți nici când avem o situație normală, dărâmite dacă e așa, pentru că medicii sunt insuficienți, spitalele sunt insuficiente, oamenii din această țară s-au obișnuit să meargă la spitale. Deci eu văd structurarea sistemului medical puțin altfel pentru a ajuta populația și anume eu aș face, dacă aș avea posibilitatea asta și puterea să fac așa ceva, aș face câte două policlinici în fiecare sector al Bucureștiului și în fiecare oraș cu toate specialitățile și atunci ar fi mult mai benefic pentru oamenii bolnavi. Sigur, pentru că este inadmisibil așa ceva, nu se poate. Deci oamenii vin la spital pentru orice fel de lucru minor, în condițiile în care ai atâția, nu poți să faci uneori ceea ce trebuie pentru cei care sunt mult mai grav, pentru că, sigur, deci încă o dată vă spun, și s-au obișnuit oamenii cu așa ceva, vreau să vă întreb dacă știe careva dintre dumneavoastră cum este sistemul medical în alte țări. Deci în alte țări, până ajungi la specialist, te mănâncă câinii. E foarte greu de ajuns la specialist, tratează medicul de familie și ăla foarte târziu, nu-i interesează, asta este, asta e posibilitatea, asta este. Să știți că foarte mulți români plecați, vin în țară să se trateze, pentru că la noi sistemul și mai ales sistemele de urgență funcționează foarte bine, acolo nu interesează pe nimeni. Și în toate țările din Uniunea Europeană, nu numai în Uniunea Europeană, și în alte țări, și în Canada, și în Statele Unite, la fel. E foarte greu de ajuns. Deci, încă o dată, cred că nicio țară nu e foarte pregătită din punct de vedere sistemului medical. Încă ceva. Este absolut obligatoriu, după părerea mea, să existe și un confort fizic pentru pacienți. Și contează foarte mult lucrul ăsta. Deci, gândiți-vă la un salon urât, murdar, neprimitor și acolo stă un om care suferă, gândiți-vă la un salon frumos, elegant, cu aer condiționat, cu televizor și în care omul se simte
în orice caz mai în largul lui, ar trebui ca toate spitalele să aibă condiții hoteliere mai bune și asta sigur da, că și depinde... Banii necesari acestui sistem de care vorbiți, ziceți că sunteți în frații Grim, povestiți în albă ca zăpada. Nu, de unde, nu, de unde bani? Nu, imediat spun. Dacă, deci, domnul Barbu, dacă se poate la spitalul pe care eu îl conduc, se poate peste tot. Nu suntem altfel decât toată lumea. Dacă s-a putut la noi, se poate și în altă parte. Primăriile de sector ar trebui, mai vreau să vă spun un lucru, e o durere a mea lucrul acesta, și anume că în sectorul 3 nu e niciun spital. Niciun spital, am spus, niciun spital. Deci nu există, este spitalul Babeș care e de infecțioasă, nu vorbim despre asta. Nu este spital, nu se poate așa ceva. S-a dus Caritasul, nu mai e spital. Unde să se ducă un om care, de exemplu, dacă stă la Ozana, unde e, începe șoseaua Soarelui, unde... până ajunge undeva dacă moare. Dacă trăiește, dacă are zile și îl ține Dumnezeu, exact. Ajunge în Pantelimon, la spitalul din Pantelimon. Da, Pantelimon e sectorul 2, nu-i 3. Da, păi n-are. Păi acolo, sectorul 3, acolo, chiar acolo locuiesc, nu are. Da, la Roșior, bună seara, sunteți în direct. Bună seara, Tudor Barbu, și bună seara invitațiilor dumneavoastră. Vă ascultăm. Domnule, domnul Tudor, vreau să vă întreb ceva. Vă rog. Credeți că... dacă e mâine, să presupunem că se așteaptă un val de precipitații 200 de litri pe metru pătrat, credeți că, sau vi se pare că pe zona București și ține 3 ore, ce se întâmplă? Nimeni nu e pregătit. De ce? Pentru că nimeni nu le bate capul la nimic. A spus mai devreme dacă statul român e pregătit pentru ceva. Luați episodul colectiv. Un singur, un caz... foarte izolat și nu cu o amploare foarte mare. Ce s-a întâmplat? O tragedie. S-a întâmplat nimic. Săraci oamenii aia sunt în dramă și acum. Le bate capul la ceva, la nimeni. Da, acum vreau să vă spun ceva. 300 de litri sau 200 de litri pe metru pătrat, cum ați spus dumneavoastră, nici la Dortmund, nici la Paris, nici nicăieri în Europa civilizată, nu acelea la noi pe Dâmbovița, nu este o precipitație pe care s-o poți să o gestionezi ca autoritate locală sau ca stat. N-ai cum. De-aia s-au umflat apele și le-a luat casele la Părin, pe... da. Da, bun. Dar eu nu de-aia vorbesc. Eu vorbesc de un lucru care se întâmplă de ani de zile. Eu știam de ultimii 2-3 ani. Vine Ion Sandu și îmi spune, care bă, de 15-16 ani e același lucru. În fiecare an cresc temperaturile medii, lunare. Da? Ajungem la caniculă. Nu au apărut aceste schimbări. Vreau să vă spun. Din anul 81. Dar, o întrebare pentru dumneavoastră. Da. Spuneți-mi dacă într-un oraș din țara românească, politica a făcut un spital, domnule să spună, am făcut un spital la locul cutare. Da, vă spun eu, un spital care s-a făcut impecabil este Spitalul Județean Alba, care a fost luat de către o echipă politică și managerială acum vreo 8 ani, 9 ani din ruină, iar acum lucrează după sistemul de culori, știe doamna profesor la ce mă refer, și pe culoare sunt niște benzi colorate, este Occident adevărat. Iar același mod de lucru la un spital județean, nu mai spun județul, ți-e frică să intri, cade spitalul pe tine pentru că s-a furat tot. Deci unde, cum bine spune Monica Pop, la spitalul Băulci, dacă te duci la București, bă, vezi o clinică așa care aduce, un spital care aduce coalea din Occident. Sunt locuri unde te duci și te ia groaza. Te ia groaza. De ce? Pentru că factorul politic a lăsat să se ciordească, pentru că managerul pus politic a ciordit cu politicianul împreună, iar ăia de acolo din județ și mai ales județele sărace au tăcut mâlc și au votat tot pe cioorditori. Și cioorditori au pus tot manageri cioorditori. Da? Doamna Monica Pop este o luptătoare, o cunosc de foarte mult. Monica Pop n-a fost pusă la conducerea spitalului politic, că dacă era niciodată politic, spitalul 2 se ducea de suflet. Era nu, acum nu, o epavă. Nu e chiar așa, că poate să fie și unii cu... Dom'le, dacă îmi spuneți dumneavoastră un manager pus politic care a funcționat bine, eu îl mănânc pe pâine. Stați un pic, să ne înțelegem. Sunt și unii oameni care vor să facă dacă ceva. Dacă a fost pus... Păi da, nu vreau să intru în detalii, că sunt, cum să zic, subiectiv, dar sunt spitale în București unde un manager a luat spitalul, l-a făcut cap o floare și au venit politicienii și l-au dat cu capul de pereți, doar ca să pună pe altul locul lui. Nu dau exemple, repet. Da? Totuși, da, pe încheiere, să știți că nu suntem bine pregăti. Să știți că, uite, eu îl întreb pe domnul Sandu, care se pricepe mai bine ca mine. Domnul Sandu, sunt țări în care guvernele pentru schimbările climatice sunt mai pregătite ca guvernul român, da sau nu? Bineînțeles că sunt mai pregătite pentru că este o altă gândire, dar
exact cum a spus dumneavoastră, la precipitații de 200 de litri pe metru pătrat, ați văzut fluviile din Europa, că ies. Dar noi nu vorbim despre asta. Noi vorbim de faptul că în România, în București, la 45 de litri pe metru pătrat în jumătate de oră, nu mai treci prin pasaje. Și lucrul ăsta se va întâmpla atâta timp cât nu se sistematizează, se modernizează. Deci ați înțeles, domnul telespectator? Sunt guverne, sunt guverne care în timp de decenii au pregătit țările lor pentru astfel de situații limită. Olanda se numește țările de jos. Știți de ce? Pentru că e sub nivelul mării. Olanda e sub nivelul mării o mare parte din țară. Sunt niște diguri uriașe care feresc Olanda de mare, de Oceanul Atlantic. Da? Pe acolo guvernările de 200 de ani nu fac decât să pregătească și țara și poporul pentru situații limită. Da? Și poporul și țara și guvernele înțeleg asta la noi. Poporul nu prea înțelege. Țara e frumoasă. E cam greu. Da? E cam greu. Poporul român e preocupat cu grătare, bine, pere și să mai râgâim puțin. Da. La Călăraș, domnul Voicu, sunteți în direct. Vă ascult. Alo. La Călăraș mă auziți? Dacă nu mă auziți, aia e. Nu mă aude. Bine. Da. Ați rămas surprins de faptul că există război meteorologic, că se privatizează ANM-ul. Eu am rămas surprins de faptul că agricultorii români, și nu e niciun reproș, dar e o constatare de gazetar și de prieten al agricultorilor, al fermierilor români. Dom'le, în afară de două momente, aia când au venit și au rupt porțile de la Palatul Parlamentului Ciobanii, oierii, da, că le-a ajuns cuțitul la os. Da. Și mai a mai fost un moment în care fermierii lui Caraș s-au dus și l-au scos pe Băsescu din Palatul Cotroceni și a ieșit cu portavocea și cu pulovărașul lui albastru să vorbească cu fermierii. Erau vreo 5.000 la porțile Cotroceni. Eu nu mi-aduc aminte în ultimii 10 ani să-și fi rupt fermierul român haile după el să-și apere agricultura sau să ceară guvernului măsuri de asigurarea plantațiilor, de irigații, de sisteme naționale, de strategie, de gândire, ce spune Ion Sandu. Nu v-ați prea rupt hainele sau poate mi s-a părut mie? Nu, domnul Tudor Barbu, agricultorii în cele mai vechi timpuri sunt mai așezați, să zicem, în sensul că ei nu vin să facă scandal. Uh-huh. Dar, rețineți, sunt manipulați. Aici e tunecat. Păi cine manipulează, domnul Fiorel? Politicienii. Cum? Păi foarte simplu. Înainte de alegeri, știți bine, la țară, care e fieful, știți dumneavoastră, cărui partid. Așa. Le fac tot felul de avantaj. Am înțeles. Da? Doar în campanie. Bineînțeles, păi că numai în campanie. Hai să o luăm așa. Listă de... Înainte de campanie, listă de despăgubire la secetă, listă de banii APIA, listă de anumite... De ce bine în agricultură, înțeleg? Nu. Aia sunt bani care li se cuveneau. Am înțeles. Corect? Păi și ei sunt proști? Agricultorii ăștia de li se dă banii care li se cuveneau și ei se bucure, sunt proști. E ca și cum eu m-aș duce la doamna Pop, mă doare ochiul și pentru faptul că mă vindecă, îi mulțumesc și o votez. Păi nu, e pus acolo să vindece oameni, cel puțin așa înțeleg eu. Doamna doctor, știu, își face datoria. La noi, la agricultori, e mult mai elaborat activitatea noastră. Am înțeles. Depinde de foarte multe. Ultima întrebare, că sunt pătimași și nu e bine. Avem un telefon din afara țării, să nu stea omul că stă pe banii lui. Adică, de fapt, stați un pic că numai cu banii de telefon e cam la fel. Orică sunt în Italia, ori de la Ciulnița, e cam la fel. În Italia, bună ziua! Bună ziua, domnul Barbu! Vă ascult cu drag! Eu mă numesc Tădescu Gheorghe, vă sunt din Italia, din Mantova. Alo? Vă ascultăm? Noi vă auzim, dacă vorbiți, vă auzim. Alo, bun. Un respect deosebit față de dumneavoastră, de doamna, doamna Pop, de domnul din emisiune. Asta e o întrebare, ca să nu vă spun prea mult. Vă rog. Mă auziți, da? Vă auzi. Eu am venit aici, fac o scurtă, câteva secunde. Am venit aici în Italia în 2005. Când? Mă auziți, cred că nu? Dacă nu opriți sonorul televizorului, vă închid telefonul. Nu. Acum tu mă auzi? Mă auzi? Dacă nu închizi sonorul televizorului, îți închid telefonul. Am închis și televizorul, domnule. Acum am auzit la telefon, da? Da. Acum da, nu mă mai întreba dacă te auzim, că te aude toată România. Vorbește. Deci, o întrebare. Pentru mine e cam ciudată. Pentru mine. Așa. Pentru mine, sper să nu. Am venit în 2005 în Italia. Am schimbat atmosfera, în sensul că aici era multă umiditate. Este și acum multă umiditate.
nu aveam aer, când nu puteam respira, eram obișnuit să sunt din Piatra Neamț, în tot zonă din munte, nu știu ce, o privit cu aer frumos, aer curat. Ei, după ani de zile, nu înțeleg de ce, când mă duc în România, m-am obișnuit cu advocatul de aici, când mă duc în România la un aer mult mai curat, mult mai de păduri, nu mă pot înfizne acolo. Deci am... Bine. Mersi mult de tot. Dacă ați înțeles dumneavoastră, doamna Pop, întrebarea, eu n-am reușit, nu m-am ținut. Am înțeles și are dreptate. Deci am pacienți care au conjunctivită în București și la Predeal nu. Așa. Fără, deci categoric, el se, persoana respectivă care a dat telefonul acum s-a referit la poluare. Așa este. Și asta tot de meteo ține într-o anumită măsură, deci într-un anumit procent. Este așa. Sunt oameni care, de exemplu, cu alergii în anumite locuri au schimbat locul respectiv mergând într-o zonă mai curată, ca să spunem așa, s-au vindecat copiii de astăzi. Și omul spunea că e mai curat în România sau în Italia, că n-am înțeles. În anumite zone... E diferit și e vorba și de umezeală. Exact, sigur, sigur, categoric. E vorba și de industrializare, e vorba categoric. Și de număr de mașini, dar e vorba corect, de poluare, e vorba așa, de multe. E adevărat. În Germania, bună seara, sunteți în direct. Bună seara! Bună, Ioane! Freda Ioan din Pitești vă deranjează, lucrez în Germania. Știți ce mă uimește pe mine, domnul Barbu? Că acum sunteți foarte războinic. A fost în Parlamentul României. Da. Da. N-ați depus nicio lege, nici cu inundațiile, nici cu vremea, nici cu nimic. Pe cuvântul, guvernul... pe cuvântul dumneavoastră că n-am depus nicio lege. Păi... Da, acum criticați guvernul că de 6 luni avem irigații. Haideți să vă spun ceva. Haideți să vă spun ceva. Eu mi-asum cei 4 ani de mandat ca senator, mi-asum, numai că fac o precizare. Poate n-ați înțeles sau n-ați fost atent la biografia mea politică. Am fost parlamentar de opoziție, nu parlamentar PSD-ist la putere. Da? Și eu nu fac tam-tam de fostul meu statut parlamentar, pentru că este o perioadă pe care am depășit-o, am trecut-o, m-am întors în presă. Dar cât am fost în Parlament, am fost inițiatorul mai multor legi, nu una, am discutat multe lucruri în Parlament, dar de pe băncile opoziției, pentru că la putere și atunci, ca și acum, era PSD-ul. O zi bună! Da, îmi cer scuze. Eu nu... Știți cum e, domnul președinte? Știți cum e, doamna Pop? Nu e nimic în biografia unui om puternic pe care acel om să nu și-l asume. Și eu cred că nu m-am ferit de ce am făcut în viață. Dar ce-i de asumat sau de neasumat? E normal să fie așa. Sigur, foarte corect. Da. Sigur. Ideea e așa. Nu suntem pregătiți la capitolul agricultură. Nu suntem pregătiți la capitolul medical. Vine Ion Sandu și spune, domnule, vara asta, din păcate, așa este pachetul de cărți pe planetă. Problema e că, domnule, din punct de vedere medical, suntem insuficienți. Din punctul ăsta de vedere, noi pregătire. În rest, da. Deci poate să facă față, poate să facă față la catastrofe. Aduceți-vă aminte cu cutremurul din 77, pe care l-am trăit din plin. Și s-a făcut față. Efectiv, au fost salvați foarte, foarte mulți oameni. Și, în general, oamenii care au de salvat au fost salvați. Asta este realitatea. Însă, dar de ce v-ați dus, doamna Pop, la cutremur? Și nu v-ați dus acum 2 ani, în octombrie 2015, nici 2 ani? Când s-a întâmplat tragedia cu copiii aia la colectiv... Cum nu m-am dus? Și sistemul medical din România a fost la un pas de colaps. Nu e adevărat. Deci nu e adevărat. Părerea e greșită. De ce? Deci vreau, din mai multe puncte de vedere. Deci eu am fost la spitalul de urgență pentru a vedea pacienții oftalmologici. N-a trebuit, pentru că au și ei oftalmologilor. Corect. Așa, la ora, cred că 10 și ceva, erau 50 ceva de pacienți acolo și deja 11 erau în sala de operație. Problema este că, încă o dată, sunt insuficienți și din cauza unor lucruri și chiar o să vă rog să faceți o emisiune și să, dacă aveți curajul ăsta, să faceți emisiunea asta cu un titlu pentru care motiv pleacă medicii de aici. Și o să vedeți pentru că ce, pentru ce motiv pleacă medicii din România? Da, fără discuție. Din două motive pleacă. Nu, din trei. Eu știu două. Primul motiv este bătaia de joc a guvernelor succesive față de breazla medicală din România și nu mă refer la salariu. Și la salariu. Nu, ăla e al doilea motiv. Să știți că mulți medici pleacă pentru că sunt nerespectați, deci, domnul sunt hăituiți de sistem. Domnul Barbu,
să nu mă puneți să spun ceva ce nu o să vă placă. Din păcate, media este unul dintre elementele total negative în ce arăște imaginea medicului. Vă spun și de ce, și știți foarte bine, și colegii dumneavoastră cinstiți recunosc și sunt convinsă că și dumneavoastră asta. Deci în momentul în care în România sunt 50.000 de acte medicale într-o zi și sunt 5 proaste, colegii noastre fug acolo unde a fost unul prost, pentru că ăla se vinde. Nu văd alealte 49.500 care sunt foarte bune și oameni salvați. Că nu este niciun român căruia să nu fi fost salvat un om în familie. Dar dumneavoastră, media căutați cazurile negative. Eu n-am auzit niciodată să dea cineva telefon din media să zică ce lucruri pozitive s-au mai întâmplat. Eu nu vorbesc de operații de pionierat. Astea sunt lucruri care interesează. Eu vorbesc de lucruri obișnuite, pentru că atâta de urât și atâta ați dat în doctori, în media vorbesc, vă repet, nu spun de dumneavoastră, dar atât de mulți au vorbit urât de medici. Așa de... Eu sunt, și știți foarte bine lucrul ăsta, eu vorbesc și din punct de vedere al pacientului și al medicului, sau invers. Deci, e cu totul altfel fața sistemului sanitar, iar asta cu colapsul nu e adevărat. Am fost să văd pacienții până când, din păcate, s-au dus și n-au supraviețuit pacienții de la spitalul de Arș. Nu e adevărat nimic ce s-a spus, că e așa urât, că e murdar. Deci eu am fost în fiecare zi acolo să văd pacienții. Dar din păcate, au decedat. Eu mă refer la modul în care Bănicioiu, ca nu, ministru... Nu, n-a greșit cu nimica. Au fost niște situații... Eu cred deci, că el a gestionat prost situația legată de plecarea unor pacienți. Nu e adevărat. Așa deci, e părerea mea. Da, dar părerea trebuie fundamentată pentru niște lucruri. Documentat, zic eu. Nu. Deci vă spun eu un lucru. Au fost multe situații în care pacienților sau pacienții au fost propuși pentru plecare și n-a vrut familia, când a vrut a fost prea târziu. Și invers. Au fost situații în care și unul dintre ele am fost de față și am văzut pacientul în ziua respectivă, au insistat foarte tare. Părinții medici au spus clar să nu-l trimită, că nu-i transportabil, și a murit în aeroport. Și nu s-a... Așa. Iar apropo de marile ajutoare, să zic că unul dintre avioanele germane n-avea oxigen și au trebuit să fugă la spitalul universitar să ia oxigen de acolo. Deci nu-i chiar așa cum s-a spus. Și medicii chiar au făcut tot ce s-a putut. Și să știți un lucru, aduceți-vă aminte, toată lumea a ridicat în slăb la început, după aia toată lumea a... Deci ăsta este un motiv media care are fără doar și poate rezultate foarte mare, și alt motiv este ceea ce n-a spus niciodată până acum și mă doare lucrul ăsta, asigurarea de malpraxis, care este o înșelătorie ordinară, plătim degeaba, nici o societate nu plătește nimic pacienților, tot pe tot în lume, unde medicul plătește asigurarea de malpraxis, dacă el greșește, că și doctorul e om, plătește asigurarea, la noi nu plătește nimic și vă repeteți o șarlatanie ordinară. Și dacă aveți curaj să faceți o emisiune, să chemați reprezentanți de la societăți de asigurare de malpraxis, dar nu vine nimeni. N-au curajul să vină, pentru că știu foarte bine că am dreptate. Vă promit în fața camerei de filmat, bine, că vom face emisiunea asta. Noi doi o punem la cale și vedem dacă au sau n-au curajul să vină. Nu vine niciunul de acolo. În Elveția, bună seara, sunteți în direct. Bună seara, domnul Barbu. Aș vrea, în primul rând, să vă felicit pentru emisiunile dumneavoastră extraordinare. Da, mulțumesc. Și noi pe noastră vă uitați. Bravo. Aș vrea să-i spun doamnei doctor un singur lucru. Dânsa a afirmat că în străinătate este foarte greu să ajungi la un medic specialist. De specialitate. Da. Eu în Elveția mă pot duce și peste un sfert de oră la un medic de specialitate. În Franța e la fel. Nu, iar Franța cei care vin în România... Și, doamnă, eu am spus Uniunea Europeană, Elveția nu face parte. Da, dar eu vă spun și de Elveția, pentru că stau în bază în și Elveția, sunt în Elveția nu face parte din Uniunea Europeană. În Franța e la fel și vin francezii să trateze aici, credeți-mă. Nu odată, nu de două, nu de trei ori. Deci până ajung la specialist este foarte greu. Foarte greu. Adică e timp, adică durează foarte mult să ajung la un specialist. Am văzut oameni care au pierdut vederea din cauza faptului că nu au ajuns la un medic specialist oftalmolog atunci când trebuia în timp util. Deci... Nu e așa. Știu foarte bine situația, pentru că ne confruntăm tot timpul și oamenii vin aici să se trateze, credeți-mă. Da. Înainte să ne... Eu cred că vin în România să se trateze, nu pentru că aici nu se găsesc specialiști, ci pentru că în România este mai ieftin, pentru că în țările occidentale este foarte scump. Doamne, nu e mai ieftin deloc. Deci, nu. Acești oameni nu au asigurare în România și trebuie să plătească. Nu e mai ieftin deloc. Problema este că e foarte greu. Eu nu spun că nu sunt specialiști, spun că sunt foarte puțini și e foarte greu să se ajungă. Dar de ce umblă toată Uniunea Europeană după medicii noștri, specialiști, dacă sunt cât trebuie?
toate țările din Uniunea Europeană ne trimit tot timpul tot felul de oferte și de, de și mai mult decât atât. Doamnă, pentru că în Uniunea Europeană problema cea mai mare este că medicii sunt suficienți medici, numai că ei nu vor să se ducă la țară. Asta este problema în toată Uniunea Europeană, mai puțin în Elveția. Credeți-mă că toate ofertele noastre sunt ofertele... Elveția face parte din Europa, nu face parte din Uniunea Europeană, dar nu. Din Europa face parte. Da, face parte, dar e o țară aparte. Deci nu se compară, credeți-mă, este cu totul altceva, iar ofertele care au venit la noi sunt pentru capitale, pentru Londra, acum nu mai face parte, mă rog, pentru Paris, pentru orașe foarte mari, nicio țară. Și colegii mei care au plecat toți lucrează în metropole. Domnul, nu e adevărat, domnule. Mulțumesc, este adevărat, foarte adevărat. Mulțumesc, mult. Mulțumesc foarte mult, domnul Dragomirescu. Bună seara, sunteți în direct. Doamna Dragomirescu, pardon. Domnul Barbu. Să rămână. Dacă îmi permiteți să-i spun doamnei doctor că în România sunt destule cazuri care sufăr din cauza sistemului sanitar. Soțul meu, Dragomirescu Dumitru, a fost operat la spitalul Arsenie Bagdazar de tumoare pe măduvă și a rămas cu o ușoară paralizie care urma să se repare foarte repede. A fost transferat de urgență la secția de recuperare, a căpătat bacteria cea mai nenorocită. Clostridium nu e cea mai nenorocită, Clostridium, da? Da. Nu e cea mai nenorocită. De atunci nu mai putem să fim oameni, doamna profesor. Deci, care e calea de rezolvare? Încerc să te vindeci. Doamnă, în primul rând, o pareză postoperatorie nu prea e de recuperat. Îmi pare rău, dar asta este în sistem, deci în operațiile de pe sistem nervos. Și în al doilea rând, asta este... Ascultați-mă un moment! Să știți că toate bacteriile astea sunt aduse de pacienți. Deci pacienții le aduc și e foarte greu să sterilizezi fiecare element. Să știți că noi avem medici care au luat Clostridium fără să fie bolnavi. Deci da. Avem colegă oftalmologă care a luat Clostridium fără să aibă nicio boală. Pur și simplu ca și medic. Așa că asta e. Mulțumesc mult de tot. Domnul Sandu, de ce subiectul pe care îl discutăm noi azi, poate am greșit eu, nu există decât varianta. Ori am greșit eu, ori au greșit ceilalți. De ce subiectul ăsta nu face interes și nu stă în prime time la celelalte televiziuni, fiind atât de important, după părerea mea, pentru ce va urma să vină într-o lună jumate, două, în toată România? Cred că face parte din... chestiunea, reacția asta face parte din ce se întâmplă în general. E greu de convins oamenii că trebuie atât de mare atenție cu ce se va întâmpla în viitor, ori pentru că nu le vine să creadă, ori pentru că ei reacționează în momentul în care vine o nenorocire și e prea târziu. Nu știu. Eu am încercat de fiecare dată să atrag atenția fără să produc panică, că ce urmează în următorii ani, în următoarea perioadă, va fi atât de dificil și cu efecte atât de mari, încât ar trebui să ne trezim. Și populația, și autoritățile. Care spun sunt asta principalele trei probleme care vor apărea în viitorul apropiat, următorii 2-3 ani, și care sunt principalele efecte de care vorbiți? În fiecare an apare câte ceva. De exemplu, ne-am obișnuit cu aceste cantități rapide de precipitații în timp scurt și foarte mari, care produc inundații punctuale, locale, cu efecte locale, dar pentru oameni destul de importante. Apar în fiecare an situații și fenomene extreme. Uitați-vă ce a făcut viscolul din 26 aprilie. Dom'le, efectele sunt grele, nici măcar nu pot fi evaluate în totalitate. Deci, pomii fructiferi afectați, vița de vie afectată, rapița prin Moldova. Deci, sunt lucruri care... 26 aprilie, viscol. Se vor repeta asemenea fenomene extreme din ce în ce mai des. Și atunci trebuie gândit la o strategie unitară și complexă de evitare și reducere a impactului. Pentru că lucrurile nu sunt simple. Deci nimeni nu crede acum, pentru că eu nu fac socoteala așa, dom'le, meteorologia aia a făcut și o prognoză și nu se adeverește. Nu, dom'le, eu spun altceva. Lucrurile fără prognoză vor fi atât de grave, încât dacă nu se iau măsuri, spuneați de vest,
Păi dacă ați vedea ce e în Belgia și în Olanda și cum a spus, cu stăvilare pe fiecare râu și organizat ca la carte, păi da, la cantități mari de precipitații, ați văzut cum dăm din colț în colț și cum se duc case, cum se duc. Se taie pădurile în neștire și se duce terenul și le ia casele. Păi de ce le iau casele? De ce pleacă terenul ăla? Pentru că au tăiat pădurile. Pentru că au tăiat pădurile. Sigur că da, categoric. Deci astea sunt problemele la care trebuie să fii atenți. Pentru că, repet, se vor accentua din an în an. Va fi din ce în ce mai grav. Pentru că suntem undeva, n-am ajuns la 15 grade. Când ajungem la temperatura medie globală de 17 grade, s-a terminat cu civilizația umană. Poftim? Deci când ajungem la 17 grade, civilizația medie, umană... În medie, pe an. Da, da, anuală, da. Medie anuală. Medie anuală. Deci, anuală acum e cât? Suntem la 14,8. Deci aproape. Deci dacă luați graficele evoluției temperaturii medii globale în perioadele interglaciare, veți vedea că nu s-au depășit niciodată 17 grade. Și noi suntem acum la 14,6 și crește de 20 de ani permanent. Păi, dar sunt motive de îngrijorare. Sigur. Lucrurile astea trebuie spuse. Deci nu, civilizația umană dispare când temperatura ajunge la 7... Și o știu foarte mulți. Și mai dar... scuzați-mă, mai e o problemă. Păi, o secundă vorba și ideea. Imediat toți da. vor să intervină. După această ultimă pauză publicitară de 2-3 minute, a deschis domnul Sandu cutia Pandorei, pe care bănuiesc că nu trebuie să o închidă nimeni, trebuie să analizăm ce e în ea. Revenim imediat. Ne-am întors pentru ultima parte a emisiunii. Doamna Monica Pop își dorea să plece înainte de această pauză publicitară, să ducă lângă Mircea, lângă soțul domniei sale, care azi își servează cu prieteni și apropiații ziua. Mircea, la mulți ani, nu-i dau voie Monica să plece, îmi pare foarte rău, ce o aduc eu imediat după emisiune cu mașina la locul cu pricina. E prima dată când ascult un bărbat, să știi, că și nu prea sunt genul. Și B1 TV urează Mircea toate cele bune și sănătate la mulți ani. Spuneați ceva foarte interesant în pauza publicitară. Vreți să repetați și pentru cei de acasă că nu doar noi trebuie să beneficiem de informații serioase? Ideea este ce vor să facă Organizația Meteorologică Mondială, conferința de la Paris, care au stabilit niște criterii, ce se trebuie să facă omenirea, să oprească creșterea temperaturii medii globale, spun ei, trebuie să ne propunem să nu crească mai mult de 2 grade față de perioada preindustrială. N-a sesizat nimeni că documentele conferinței de la Paris se referă... Vreți să traduceți în termeni să înțeleagă toată lumea care e perioada preindustrială? Ce păi asta e problema. Se referă la perioada preindustrială când temperatura medie globală era mai mică cu un grad decât cea actuală. Prin urmare, noi mai avem un grad, nu 2 grade, până la amplificarea efectelor fenomenelor meteo extreme. În cât timp ar fi posibil în ritmul ăsta dacă nu facem nimic? Scenariile climatice care se fac spun așa, în jurul anului 2050, așa cum vă spuneam la început, vor fi temperaturi de peste 45 de grade. În buletinele meteorologice care se fac și se pun pe site. Prin urmare, acestea sunt semnale. Sunt semnale că temperaturile maxime vorbesc. Acum, dacă vezi în Franța temperaturile, ați văzut câți oameni au murit la 38 de grade, 40 de grade. Știți că știam astăzi undeva că în 2050 jumătate din animalele planetei vor fi deja moarte, în 2050. Citeam azi pe un site american, pe un site al unui institut de cercetări americane în domeniul meteo și spunea așa, în ritmul de acum, dacă nu se intervine dramatic, jumătate din animalele planetei vor dispărea în următorii 20 până în 2050. Bun, și intervenția este relativă, pentru că degeaba intervii acum să reduci gazele cu efect de seră, pentru că s-a emis atât de mult în atmosferă, încât nu și-au făcut toate încă efectele. Pe urmă, cel mai periculos gaz cu efect de seră sunt vaporii de apă. S-au încălzit deja oceanele. Vaporii de apă reprezintă gaz cu efect de seră. Prin urmare, este efectul de feedback pozitiv. Crește cantitatea de vapor de apă, crește cantitatea de precipitații care cad de la sol, în regimul în care îl vedem, și după aceea se amplifică. Nu-l mai oprește nimeni. Deci, asta este problema care trebuie
lumea nu trebuie să intre în panică, dar trebuie să ia măsuri de protecție și de reducere. Nu avem cum să luăm măsuri, că America nu dorește să semneze tratatul privind gazele de seră. Da. China nu semnează. Sunt, degeaba semnează Ciulnița, Lehliu, doamna Pop și cu mine, care avem un efect de gaz de seră de 0,0001%, când ea care poluează la greu, India, China, Statele Unite, o mare parte din Europa, dom'le, nu vor să încheseze la povestea de la Kyoto. Nu vor! Și atunci ce faci? Te duci la Trump și bași mâna în gât? Cum? Are gâtul la prea sus pentru mâna noastră. Te duci în China și îi spui președintelui chinez, dom'le, ați văzut ce se întâmplă în Beijing? I-ați văzut pe aia ce tragedie umană e acolo? Cum merg cu măști și cum nu mai au voie să scoată copiii săptămâni la rând pe stradă bebelușii pentru că nu pot respira? În China. Sigur că da. Nu semnează, dar măsuri de protecție și de reducere a impactului iau țările civilizate la greu și se investește masiv în mediu, se investe. Că nu semnează este politică. Dar de ce nu semnează, domnul? Nu semnează pentru că încă există contradicția. Există schimbări climatice produse de om sau este numai o poveste? Încă se întreabă. Prin urmare, știți câte detonări nucleare au fost în istorie? Că tot azi pentru dumneavoastră, din respect pentru dumneavoastră, pentru doamna Pop, pentru domnul vicepreședinte, m-am documentat, că sunt un gazetar care se documentează. 480. 480 de detonări nucleare. Adică Hiroshima, Nagasaki și încă 478. Aveți noțiune despre ce vorbim? Hiroshima, Nagasaki și încă 478 de detonări nucleare. Terestre, subterane, ocean, atolul Cutare, da? Râși ăștia de nordcoreeni și permis să mai arunce câte una ca să... M-ați înțeles? Fiecare din astea a însemnat o tragedie de ecosistem, o tragedie de... Nu-i nevoie să vă explică, să te zita mai meteorologul. Și toate așa astea... a fost, doamna Pop. Da, nu vorbește nimeni în presă. Că acum când noi vorbim aici, sunt niște scelerați pe planetă care stau, de aia cu fundul de sifon, poi cu minus 18, stau și buchisesc cum să mai declanșeze ei o bombă nucleară, că au fost premianți la Yale sau la MIT. Da, bună seara, sunteți în direct. A, bună seara, mă scuzați că vă deranjez. Nu deranjez, culoare, ești în direct. Felicitări dumneavoastră că ați ținut-o pe doamna Pop, că aș ruga o să-mi răspundă la o întrebare. Pentru tine am ținut-o. Pentru tine, tu, cu dedicație, am ținut-o. Mulțumesc foarte mult. Doamna doctor, în primul rând sărut mâna și respect pentru tot ce faceți. Am un transplant renal de 6 ani. Da. Și doream să vă întreb, în afară de hidratare și de niște creme cu factori de protecție mai mare pentru evitarea cancerului de piele datorită imunității sau din cauza imunității scăzute, se mai poate face ceva pentru protecție? Vorbiți de expunere la soare sau în mod obișnuit? Da, de expunerea la soare, doamna doctor. Eu vă sfătuiesc să vă expuneți la soare numai dimineața și seara și atât. Fără discuție. Bineînțeles, cu protecție și atunci. Și cremele tot timpul. Și cremele atunci când vă duceți afară, când vă duceți la soare categoric. Vă mulțumesc foarte mult, doamna doctor. Adriana, Adriane, salut, ești în direct. Sunt în telefon, domnul Bărbu. Te ascult cu drag. Vă mulțumesc. Pentru doamna doctoriță Pop aș dori să-i spun 2-3 întrebări, dacă îmi doresc. Hai, pune 2, dar hai doar 2 ca să mai vorbim și cu altcineva. Păi nu, dar aș vrea să o mai liniștesc un pic pe doamna doctoriță, pentru că în 77 dânsa era o tânără doctoră, și eu îi aduceam pacienți, eram sergentul Cruceru. Îmi pare rău, am terminat. Respectivă. Nu! Deci vă rog, opriți-vă, am terminat. Dânsa opera... Nu sunt eu, e o coincidență de nume. Am terminat facultatea în 1979, deci nu sunt eu, eram student atunci. Faceți o confuzie, e altcineva. Erați o domnișoară tânără și frumoasă. Se n-a poate, prietene, dar nu sunt eu. N-avea cum să fie. Deci nu băi, sunt Tudore, eu. Tragi, Monica, lasă-mă pe mine, că eu am vocea mai impunătoare. Tudore! Da. Pardon, Adrian, Monica Pop, cea pe care o vezi la mine în platou, a terminat facultatea și a devenit medic la 2 ani după cutremur. Deci nu aveai cum să-i aduci pacienți, că nu era medic. Așa-i. Ai înțeles? Eram student. Era, de să știți că a salvat mulți tineri atunci când eu i-am adus... Băi, prietene, ce nu înțelegi că nu era o confuzie de nume, era altă femeie cu același nume, Pop. La cutremur așa a fost, cum spune domnul, că am fost acolo niște studenți, dar în principiu nu eram, terminat facultatea mai târziu. Bine, ai vreo întrebare, Tudore, ăsta Adriane. Ca să intru în direct cu dumneavoastră, dânsa, să știți că are foarte mare dreptate în privința blocurilor, că ne apaște un lecat foarte mare pe noi românii. Trebuie făcute reabilitări, așa cum la spitalul la Hovar, la dânsa, a făcut reabilitarea blocului
și s-a făcut consolidări, trebuie să, să se facă în tot București. Mersi mult de tot. Mersi mult, Adrian. Mersi mult. Eu am vrut să spun un lucru. Vă rog frumos, doamna profesor. Și nu ați să spuneți. De câțiva ani o similitudine între ceva medical și ceva nemedical. Adică, mie mi se pare cuvântul ăsta privatizare este ca și laserul în medicină. Lumea crede că cu laserul poți facă orice, foarte departe de adevăr. Și cu privatizarea e la fel. A luat un avânt foarte mare și mult prea mare, după părerea mea, dorința asta. Și nu peste tot e bine. Nu peste tot e la bine. La ce vă referiți, doamna? La privatizare? Da. Dar nu e privatizare, doamna Pop. Este hoție. Păi din asta credeți că... Păi Ion Sandu nu poate să spună adevărul, eu pot. Privatizarea, puneți în asta ghilimele, Institutului Meteo de la Băneasa, este o afacere imobiliară, o afacere de siguranță națională și o înrobire a României, o sclavagire, doamne, a României mai mult decât e. Doamne, nu poate să spună Ion Sandu asta, eu pot să spun. Este o afacere, nu are legătură cu privatizarea. Poate să spună și dânsul. Da? Nu trebuie nu poate să lăsăm. Spună că a fost director acolo, este șeful Societății Naționale Meteo, dar adevărul că acolo nu e privatizare, domne. Pe ce noi am privatizat Petromul? Când Năstase a dat Petromul rezerva strategică de gaze și țiței austriecilor și ăia trăiesc în banii noștri, aia a fost privatizare, a fost jaf național. Jaf național, doamna Pop. Cum să iei tu țițeiul țării și gazele să le dai pe o redevență penibilă, penibilă, cea mai mică redevență din Europa, pe 10, 15, 20 de ani a fost prelungită de Păsescu, acum puteau să o renegocieze în 2014. N-au renegociat-o. I-a dat drumul mai departe. Pe aia e privatizare, Petrom? Telecomul, doamna Monica Pop, a fost privatizat, dat, știți cui? OTE Grecia. Știți cine era OTE? O companie de stat. Da. Compania de stat a Greciei. Păi cum privatizez eu statul român cu statul grec? Privatizam cu Ion Sandu, cu Monica Pop. Monica Pop, da. Vrei Rom Telecomul? Da, el. Cine e Monica Pop? O firmă privată. Păi noi l-am dat de la stat la stat. Și l-am dat pe profit. E ca și cum aș da... Luați de astea cel mai profitabil obiectiv din România și de ce să-l privatizez? Dom'le, INMH-ul e pe profit? Tot timpul e pe profit. N-am auzit. E pe profit. Ați auzit, doamne? Nu, discutăm asta. Nu are bani de la guvern, trăiește din banii lor. Nu, este finanțare și de la guvern. Dom'le, și de la guvern. Toate au finanțare. Managementul de acolo a făcut profit, domne. Să faci profit, sigur că da. Deci nu e vorba de teamă, domne. Eu încerc cât pot să fiu diplomat pentru că am văzut ce se întâmplă în Parlament. Deci sunt șanse mari să treacă inițiativa de introducere a Serviciul Meteorologic al României la excepții. Și atunci nu are sens discuția acum. Nu. Acum o lăsăm așa cum a căzut. Dar dacă nu va fi acceptată... Dacă nu va fi acceptată, vă spun eu motivele privatizării ANM-ului care sunt greșite. Vă ascult, domnul vicepreședinte. Să revin. În privința secetei. Vedeți dumneavoastră, sunt 27 de ani de la Revoluție și dacă statul român avea numai două priorități, am spus-o în pauză, autostrăzile și irigațiile, Eram departe. De aici s-a dezvoltat. Corect. Da? Vedeți vreo autostradă, sunt nord, din vest. Dar vedeți un sistem de irigații? Exact. Absolut deloc. Să fac promisiuni, există o agenție care se numește ANIFU, care gestionează irigații. Îmbunătățirile funciare. Da, exact, și îmbunătățirile funciare, care efectiv nu își fac datoria. De ce nu își fac de bani? Nu își fac datoria de proști? Nu. Nu, eu zic că e strategic. Că nu interesează. Eu zic că e mai grav. Eu zic că e programatic, doamna Pop. Acum, eu zic că e programatic. Domnul Tudor Barb, vis-a-vis de seceta care afectează cel mai mult, vedeți, și sănătatea oamenilor, dar afectează foarte mult agricultura, mâncarea, da? Cercetarea agricolă, Ministerul Agriculturii, strategii noștri pe alimentație, ar trebui clar să se întrunească, pentru că trebuie reconsiderate structura culturilor. Vedeți? Mm-hmm. Trebuie să punem culturi care se seamănă pe pământ. Vă întreb, ești mai prost, mai de la țară. Care e cercetarea agricolă? Există cercetarea agricolă. Puteți să-mi dați și mi-a trebuit să unui institut de cercetări? Vă rog frumos. Unde? Fundulea, Institutul Fundulea. Fundulea, așa, este o... Turda. Domnul vicepreședinte, Fundulea este ce a rămas din faima de la Fundulea, i-au hingherit, i-au măsluit, i-au terminat și pe ea. Institutul de Cercetări Alimentare Agricole de la București s-a terminat și el a ajuns dosar de pârnaie, iar
semințe, vă dau, vă spun eu, că știu că semințe românești mai sunt, o femeie ține săraca un institut, nu-i dau numele. Greu, stai să vă zic. Haideți, domnul. Greu românesc se cultivă pe 65-70% din suprafață. Greu românesc. Așa. Înțelegeți? Da. Să cultivă și lucernă românească, să mai cultivă și porumb românesc. Nu, nu, ce e? Bine. Că nu sunt finanțați, nu sunt. Asta e clar. Nu sunt finanțați. Clar, legea 45/2009, legea cercetării spune clar, cercetarea agricolă se finanțează de la bugetul statului. Cercetarea în România nu e cenușărea asta. Au siluit-o și au goinit-o pe stradă pe cercetare. După ce au pus-o cum au vrut ei, au trimis-o pe stradă, goală, în pielea goală, cercetarea. Dar la Azuga, am înțeles, Nicola, ești în direct, iartă-mă că ai stat la telefon atât de mult, dar vreau să-l ascult pe domnul vicepreședinte. Te ascult, zi. Alo? S-a plictisit. Nicola? Și-a închis. Gata? Ok. Îmi cer scuze că l-am deranjat la Zuga și că ne-a așteptat. La final, o concluzie din partea fiecăruia dintre noastre, în ordinea pe care vă doriți, și să lăsăm femeia la urmă, că așa e politicos, deși pare nepoliticos, dar să tragă domnia sa concluzia finală. Domnul Sandu. Pe tema de azi. Schimbările climatice. Concluzia este vara că... Vara 2017. Vara, așa cum am început, va fi atât de grea, că eu pot, îmi permit să spun, va fi atât de grea din informațiile existente la acest moment, din punct de vedere al temperaturii și lipsei de precipitații, încât cel puțin lumea să fie pregătită și dacă acolo în canale există apă, să se pregătească din timp să poată să irige ce se poate iriga. Acum, n-ați fost prea dur când ați folosit cuvântul catastrofal? Nu. Va fi catastrofal dacă, repet, cantitatea de precipitații de 20-30 de litri va fi într-o zi. Va fi catastrofal. Deci dacă e repartizată, și asta nu știu nici eu, nici meteorologii, repartizată în fiecare săptămână câte 10 litri, va fi mai puțin dramatic. Dar informația, deci eu spun următorul lucru, informația arată acum că vara aceasta va fi pentru agricultură catastrofală. Domnul vicepreședinte. Da. Eu vreau ceea ce spuneți dumneavoastră să nu se adeverească, adică vara să nu fie caniculară și excesiv de caldă, înțelegeți? Pentru că asta ne distruge în primul rând pe noi și vreau să cred că timpul rămâne numai probabil. Dar pot să vă întreb dacă ați avut vreo discuție cu ministrul agriculturii sau cu factorii decidenți de la APIA? Dacă, domnule, nu se pricepe. Domnule, nu se pricepe. Meteorologii de România sunt bai steaua lor. Bă, dar dacă prognoza asta e ce se va întâmpla la vară. Ați avut vreo discuție cu factorii decidenți? Domnule, dacă ce spun meteorologii că e o vară catastrofală, ce facem? Ați purtat discuția asta? S-au discutat aceste probleme de calamități naturale. Nu lăsa, asta e teorie. Practic, pe vara asta a existat Asociația Fermierilor. Vreo discuție, nu știu cum îl cheamă pe ministrul agriculturii? Petre Daia. Petre Daia. Da. Nu, fiind vorba de Petre Daia, vorba producătorului meu, ce să discuți cu Daia? Lăsați că e un ministru totuși cu experiență și foarte bine, da. Inteligent. Știți ce a spus ministrul în noaptea în care vorbea domnul Sandu, că eu arătam imagini din Elveția, că dădeau oia săracii foc pe-n vii ca să salveze viile. A fost o catastrofă în Europa. Da, știi, șocul ăla pe 25-26 cât a fost. Înghețul. Da? Da. Știți ce spunea Daia a doua zi? Doamne, nu e rău, avem nevoie și de... Băi, ești nebun. Mă uitam la el și nu vrea să cât, l-am dat sincron. Să știți că și eu sunt de părere că domnul Daia are foarte multă energie și va umple canalele cu apă. Dar nu asta e problema. Cu apă pentru irigații. Dar, să dea Dumnezeu. Dar, promit că B1 va filma și va da pe postul pe cer. Dar vreau sigur, să fac... Nu zis că îl ferici și cu imagini. Îi spun bravo Daia, felicitări. Dar vreau să fac... Că a zis domnul de câteva ori timpul program... Probabil. Domne, modificați-vă mentalitatea. Eu mă rog la Dumnezeu să fie prognoza greșită. Eu vă dau niște informații. Dacă dumneavoastră spuneți, domne, poate nu e așa. Nu, nu așa poate. Trebuie gândit. Nu poate. Rețineți. Vara trecută a fost excesiv de cald. S-a făcut producție. Va fi mai rea, domne. Pe asta încerc să vă spun. Și când tot spuneți tot timpul, domne, dar timpul e probabil. Încă o dată, să dea Dumnezeu ca meteorologii în natură, adică da? Adică trebuie să ne pregătim și pentru una mai rea. Asta e ideea principală, doamna doctor, nu? Vă cred. Noi suntem pregătiți, dar nu putem să facem imposibil. Dar n-a spus nimeni să facem imposibil, dar măcar posibilul să-l facem și tot e posibilul mare lucru. Posibilul este culturi rezistente la secetă,
puține lucrări să-mi scoată apa din sol. E vorba de mentalitate aici. Înțelegeți? De mentalitate, domnule, clar. Noi suferim, că noi agricultorii băgăm bani, nu bagă guvernul bani în noi. Ultimul minut, un minut și un pic, doamnei profesor Monica Popo. Concluzie sau un sfat sau ce credeți, ce credeți că e important la finalul acestei emisiuni pe tema dată? Din punct de vedere medical. Medical. Asta și vreau să spun, ca oamenii să aibă grijă de sănătatea lor și să nu uite că profilaxia este mult mai ieftină și fizic și material în raport cu bolile. Deci în momentul în care a apărut boala deja este, mă rog, nu e un moment favorabil, e bine să facă profilaxie, deci să aibă grijă exact ce spunea domnul director, să se gândească înainte și să se pregătească pentru lucruri negative. Bineînțeles, nu știu cât vă convine sau nu, dar în profilaxie intră și vaccinurile și toate lucrurile care pot să prevadă apariția unor boli. Nu sunt un om care știu unde m-ați înțepat cu vaccinurile. Nu sunt împotrivă, eu sunt doar pentru o informare corectă și completă. Și eu v-am rugat. Și l-am auzit alaltăieri pe Bodoc sau râs alaltăieri spunând că, da, recunosc că am avut 300.000 de doze de vaccin într-o țară. Domnul Tudor, încă o dată vă spun, această licitație trebuia făcută de anul trecut, fără discuție. Bine. Deci aia trebuia făcut fără niciun fel de discuție. De ce nu întrebați pe ei? Să vă dea Dumnezeu sănătate tuturor celor care ați fost invitați și celor care ați urmărit emisiunea. Rămâneți pe B1 TV, noi ne vedem luni la ora 18. Toate cele bune!